Tacherea este foarte importantă pentru ten, atât seara înainte de culcare, cât și înaintea unui machiaj. Înaintea unui machiaj pot spune că este cea mai importantă, pentru ca baza și fondul de ten să poată acționa cum trebuie și pentru a nu avea impurități. Începem prin a demachia. Și a tonifia pentru a degresa tenul cât mai bine, pentru că există riscul ca în timpul zilei sau serii tenul să lucească și fondul de ten baza să migreze din cauza sebumului. Deci este foarte important să-l îndepărtăm. Spre final se pune și apă micelară, pentru că este cea mai bună îndepărtare a acestor impurități și eliberarea porilor. Înainte de bază, este foarte bine, mai ales în acest sezon, să hrănim tenul, să-l hidratăm. Iar pentru astăzi, mai ales că ea are un ten lipsit de probleme și mixt, am ales o fiolă de colagen. Îl și vitalizează, întinerește și dă un aspect sănătos. Odihnit, mai ales. Se știe că colagenul hrănește pielea și umple ridurile fine. Iar înainte de o petrecere, mai ales dacă în timpul zilei a avut momente de stres sau oboseală, acesta le anulează. Lăsăm puțin să acționeze, timp în care încălzim baza pe mână. Folosim o bază pentru ten normal, dar și care matifiază în același timp. Orice produs cremos este bine să fie încălzit în prealabil pe mână pentru a intra mai repede în ten. Masăm ca să intre bine în ten. Facem și un mic masaj, atât pentru relaxarea ei. Corpul nostru ăsta este să se simtă și bine. Și în același timp relaxarea mușchilor ne ajută pe noi în machiaj, pentru că trebuie să-i scoatem în evidență trăsăturile. Creăm o față senină, să-i spunem așa. Trebuie să neglijăm nici gâtul sau decolteul, pentru că machiajul se continuă și pe gât, respectiv pe decolteu. Începem cu machiajul ochilor. Între timp baza își face efectul. Aplicăm o bază pentru fald, care în același timp îi și acoperă micile venișoare, cearcănele. Putem să aplicăm și pe cearcăne această bază. Baza, în principiu, este cea mai importantă într-un machiaj, pe lângă curățare, pentru că ajută la setare, mai ales dacă acțiunea se petrece până dimineața. Foarte important să țină, să nu migreze și să nu se strângă. Se întinde bine baza pentru a nu se forma mici cute. Un strat subțire, cât să acopere. Am ales pentru astăzi un machiaj de seară, de eveniment. Pentru acest machiaj prefer acuarela, care
pe lângă faptul că este încă o bază bună, dă intensitate culorii a fardului pe care îl vom aplica deasupra. Este un machiaj gen smokey eyes, dar ceva mai cu mințel, să-i spunem așa, pentru că va fi și iluminat. Ea are niște ochi foarte frumoși și vreau să-i scot în evidență, nu să-i întunec. Și bineînțeles că ținem cont și de plapa ei, de fizionomia feței, care la este preferata mea. Mă pot juca cu ea. În legătură cu trendurile, tocmai asta vreau să comunic, că machiajul este o artă și eu cred că și toamna putem să ne jucăm cu culori. Nu cred că se poate impune un anumit trend, o anumită limită, nici în machiaj. Se aplică prin mișcări de tapotare pentru a nu crea linii. Pentru că această acoarelă este un produs cremos. Recomand celor care sunt doritoare să folosească acoarela o pensulă sintetică, pentru că părul natural reține produs. Acum o să venim cu un fard aproximativ aceeași culoare, dar doar că este un pic shiny. Aplicăm un pliu ca să-i confere profunzime privirii. Deschide. Este o culoare complementară culorii ochilor ei. Pentru că ăsta este, de fapt, scopul, să scoatem în evidență ce are ea mai frumos. Venim cu mișcări circulare de blending pentru a anula marginile și a amesteca culorile între ele. Pentru un efect de lifting al ochiului, creăm un pliu fals, exact deasupra celui natural. Acest machiaj trebuie neapărat înviorat, să-i spun așa, cu o altă culoare, pentru că dacă nu, riscăm să-i dăm un aspect obosit, bolnăvicios, și nu asta este ideea. Așa că o să-i conturăm ochii pe jos cu negru, nu cu aceeași culoare. Aleg doar coada ochiului, să o conturez cu negru. Pentru mărirea, pentru efectul de mărire. Iar la baza ochiului o să adaug auriu pentru luminozitate. Revenim iar cu o pensulă mai fină, de data asta de blending, de amestecare. Cu
toate că îndrăznim și folosim culori și conturăm ochii, aspectul trebuie să fie cât mai natural. Duim și pe jos. În general, machiajul acesta smoky potrivește persoanelor care au o pleoapa destul de încăpătoare, atât mare, ca să nu pară ochii setați în interior și să nu micșoreze. În mod normal se recomandă persoanelor cu astfel de pleoapă, dar dacă este corect lucrat, merge și la persoane cu pleoapă mai mică, cu condiția să fie bine iluminat. De exemplu, este total nerecomandat negrul. Punem aurie în interior, cum am spus. O sprânceană. Asta ne va ajuta și la construcția unei sprâncene frumoase. Punem iluminator. Foarte, mișcări foarte fine, superficiale. Am mai amestec o dată totul cu o pensulă curată. Trebuie să fim foarte atenți la margini. Să nu fie nimic definit pentru naturalețe. Acum aplicăm tușul. Vom folosi un tuș negru. Cremos. Pentru a-i da mai multă profunzime privirii și a definitiva machiajul ochilor. Acesta este în funcție de forma ochiului. Trebuie să avem grijă să nu o dezavantajeze mai mult decât. Acesta este doar un machiaj pe care eu l-am ales azi în funcție de an, însă pot fi foarte multe variante pentru luna decembrie. După cum v-am spus, nu cred că sunt tendințele foarte mult diferite decât anii trecuți. Glitterul este la modă întotdeauna de sărbători. Ca și culori, v-am zis, maro, arămiu. Este singurul sezon în care
putem îndrăzni să fim cât mai strălucitoare. Dar cu condiția de a se folosi doar la una din părțile feței, adică ochi sau buze, nu ambele, pentru a evita excesul. O femeie naturală este cea mai frumoasă, cu toate că este machiată. Excesele în orice situație sunt răuvenite. O să aplicăm un pic de rimel pentru a-i aranja genele. Doar puțin pentru a îndepărta urmele de fard, pentru a le pieptăna. Rămâne la alegerea fiecăruia dacă își va aplica gene false sau nu, bandă sau smocuri. Eu pentru ea am ales astăzi genele buchețele, adică smocuri. Și mai ales mai mult spre coada ochiului. Un efect de alungire. Acestea sunt mult mai lejer de purtat, mult mai naturale ca și efect. Și este minim de disconfort față de cele bandă care presupun un anumit timp, normal că scurt, pentru obișnuire ele. Dau o anumită eleganță și mister ochilor. Le prefer pe cele fără nod, pentru că sunt mult mai naturale și mult mai ușoare. Așteptăm să se usuce lipiciul. În timp ce se usucă genele, pentru a nu le deplasa, rimelăm la final, putem să continuăm cu tenul. Depinde de fiecare make-up artist ce ordine preferă. Eu prefer să încep cu ochii pentru a nu murdări. În zona cearcănilor aplicăm un corector. Odată cu corectarea imperfecțiunilor, se realizează și conturarea feței în funcție de trăsăturile fiecare, respectiv sub ochi, deasupra pomeților, în formă de triunghi, linia nasului, centrul frunții, exact deasupra sprâncenelor. Deasupra buzelor pentru a conferi volum și sub linia pometelui până în colțul buzei. Conturarea depinde de trăsăturile fiecăreia, depinde ce vrem să scoatem în evidență sau ce vrem să estompăm. În cazul ei este vorba de o față ovală normală. Eu consider că nimic nu se poate numi defect, trebuie doar să estompăm sau să aducem în prim plan ce are o persoană mai frumos. Nu putem să vorbim de față defectă sau eu știu. Aplicăm fondul de ten, care ne ajută să și amestecăm culorile între ele, pentru că pentru contouring folosesc un fond de ten compact.
Pentru conturarea feței se folosesc trei nuanțe. Una mai deschisă, una mai închisă și una care este exact asemănătoare nuanței și subtonului fiecăruia. Se aplică prin tapotare pentru o setare cât mai bună. Pentru seară, acest contouring este ideal, și mai ales pentru poze. Și ziua se folosește, mai ales în cazul mireselor care fac poze, însă este mult mai estompat. Nu recomand acest contouring pentru zi de zi, cum se încearcă acum, în urma tutorialelor și materialelor media. Acesta este special pentru ședințe foto, pentru seară. Bineînțeles că putem să aplicăm un blush pe linia pometelui sau un iluminator, dar în ultima vreme chiar s-a exagerat și cred că cel mai important este să păstrăm naturalețea. Eu prefer acest bureței pentru că sunt de unică folosință. Intră în colțișoarele cele mai delicate ale feței. Se umezește puțin înainte, se usucă și pe lângă faptul că așează foarte bine fondul de ten și absorbe produsul în plus, excesul. Folosim și pensulul pentru o mai bună amestecare. Tenul trebuie să pară cât mai natural. Dar tot prin tapotare, nu ștergere, pentru a evita dungile. Nu uităm nici de gât și de mandibulă, pentru că altfel o să fie efectul acela de cap tăiat, care este rar evitat. Totul trebuie să aibă o continuitate, să nu se vadă diferența între gât, decolteu și față. Aplicăm o pudră High Definition, care o să ne ajute și pentru poze, dar și pentru setare. Este o pudră translucidă, mată. Este specială pentru fotografii și TV, însă cum noi vrem să strălucim tot timpul și să arătăm ca niște vive, de ce nu putem să folosim și pentru machiaj de seară? Aplicăm și un blush ca să întărim mai bine linia pomeților. Deci avem o linie de contouring sub fondul de ten și avem o linie deasupra fondului de ten. Cu atât mai mult efectul va fi mai vizibil și mai natural în același timp. Pentru că dacă tindem să aplicăm doar deasupra și să insistăm, sigur va fi exces și se va vedea. Nimic nu trebuie să fie bine definit, totul trebuie să fie cât mai vag, cât mai haotic, să spun așa, pentru efectul de natural. Cu toate că, după cum vă spuneam, media ne arată multe lucruri. Dacă o persoană nu are nevoie de corectare, nu trebuie neapărat să aplicăm și pe nas și peste tot. Este de ajuns să scoatem în evidență pomeții.
nu doar pentru că așa am văzut. Un iluminator. Deasupra pomeților, sub ochi. Și pe unde am aplicat fondul de ten deschis la culoare, adică în centrul feței, deasupra buzelor. Continuăm cu sprâncenele. Eu prefer gelurile pentru sprâncene, dar în cantități foarte mici, atenție, astfel încât să nu se încarce prea mult sprânceana. Este foarte riscant să creezi un efect încărcat. Puțin, doar niște linii. Nu prea evident, ca să acopere golurile. Aplicăm pudră pentru a fi mai rezistent, pentru a ține mai mult rujul. Și o bază la fel de bună este creionul contur de buze. Stabilim întâi limitele unde vrem să lucrăm. Nu prea mult depășite, într-adevăr se admite o mică depășire, dar la ea oricum nu este nevoie. Volumul nu se dă din margini exagerat de sus sau jos. Volumul se dă din umbre, din coluciu de buze. Bineînțeles că dacă formăm niște buze mai mult ascuțite decât rotunde, vor părea mai subțiri și mai lungi, în loc să pară mai rotunjoare și mai voluminoase. Trebuie să vedem totul 3D. Fiecare părticică a machiajului profesional este personalizată, în funcție de fiecare. Chiar este bine să vii la un makeup artist cu o fotografie în care se inspire, însă trebuie să înțeleagă fiecare că este în funcție de trăsăturile ei. Pentru că la ochi am făcut un pic mai strălucitor, să alegem pentru buze tonuri, culori mate.